Am revenit cu imagini din la cea de-a doua repriză a partidei între Succes și Unisport, ambele formații din Chișinău. De aici, de la City Arena, cum vă spuneam și la finalul primei reprize, avem un meci ce contează pentru Serie A la mini-fotbal. Rapid vom trece peste componențele celor două formații. Unisportul astăzi a venit cu următorii jucători: Maxim Șefcișin, Sergiu Antonovici, Dimitri Postolachi, Sergiu Andronachi, Sergiu Andronic, Maxim Rotareu, Daniel Burat, Ivo Roșca și Maxim Rotareu. Din nou, sunt doi frații care au exact același nume și aceeași familie. Antrenor Igor Roșca. De cealaltă parte, Succes Chișinău a venit cu următorii jucători astăzi: Iulius Gâlca, Mihail Guzun, Vadim Bajura, Dimitri Derenge, Andrei Litra, Marin Găina, Adrian Zestre, Ion Bajura, marcatorul singurului gol de până acum, Nicolae Vieru, Alexandru Krasilevski, capitanul formației, Daniel Tofan, Dimitri Krusovski, Valentin Lebeda și Eduard Iuriev, antrenorul principal Dimitri Krusovski. Arbitrii, cei doi arbitri de astăzi de la prima partidă sunt Vasile Dabija și Boris Cojocari. În prima repriză, un meci trist pentru fanii sportului rege, un meci în care nu au avut foarte multă fază de poartă. Cele două echipe s-au turnat la mijloc. Acum avem o mare ocazie pentru formația Succes, însă recuperează bine din handicapul terenului jucătorii de la Unisport și se retragă pentru a respinge balonul prin Roșca. Acest Igor Roșca, numărul 11. Acum spuneam, Succesul a reușit un singur gol la o mare greșeală la Maxim Șefcișin, atunci Ion Bajura reușea să marcheze. 1-0 în continuare din acel minut, fără prea multe mari ocazii de ambele părți. O singură bară putem constata în prima repriză, la fel la o mare greșeală la Maxim Șefcișin. Unul dintre jucătorii de la Succes a trimis balonul în transversală. De atunci nu au fost multe ocazii, cei de la Succes au cam dominat teritorial această partidă. De cealaltă parte, Unisportul nu a reușit mai nimic în afară de foarte multe șuturi peste poarta lui Iulius Gâlca. Între timp a început și cea a doua repriză, scorurile sunt în continuare 1-0 pentru Succes. Mingea ajunge acum... Se schimba balonul, acuză Krasilevski că nu ar fi bun balonul care s-a început partea a doua. Krasilevski pasează în dreapta. Prea departe Bulată, face un pressing care de fapt îl obligă să alerge foarte mult, dar fără niciun rezultat. Krusovski la balon, pasă către Krasilevski. Krusovski din nou prinde balonul. Krasilevski. Partea stângă, o minge foarte bună acolo în mijlocul careului. Dar respinge în prima fază Antonovici, ca mai apoi să o prindă Maxim Șefcișin. Popovici pasă înapoi la Șefcișin. Roșca. Au început aici un contraatac cei de la Succes, dacă erau puțin mai atenți. Șefcișin. Un pas, Bajura acolo să recupereze balonul. Antonovici. Popovici, nu Antonovici. L-am văzut la adineori imagini și pe portarul de rezervă a celor de la Succes, Mihail Guzun. Au ocazie mare acum cei de la Unisport și este autogol, doamnelor și domnilor, 1-1, autogol pentru formația Unisport. Unisport reușește să egaleze, bine acolo era și Daniel Bulat, nu știu dacă se dă credit pentru acest gol, pentru că am văzut și un picior a unui fundaș a celor de la Succes care și-ar fi deviat balonul în propria poartă. Oricum, 1-1, Daniel Bulat să fie el marcatorul acestui gol. Daniel Bulat înscrie și el după ce Ion Bajura deschidea scorul, minutul 4 al reprizei, secundă și în continuare scor de 1-1 în partida din Serie A, contând pentru Liga Națională la mini-fotbal. Vorbim aici de meciul dintre Succes și Unisport, formație care se află pe poziții secunde în clasament, poziția 6-a și a 7-a, cu 6 respectiv 5 puncte. Greșesc din nou cei de la Succes, Unisportul parcă mai bun în această repriză, poate parcă mai atenți, altfel zis, Bulat, pasă bună în spate la Antonovici, cel care a șutat mult, a jucat destul de bine în prima repriză, a driblat, însă nimic care să schimbe tabela de marcaj. Un șut bun acum a jucătorilor de la Unisport, Roșca, și parcă s-a mai animat această partidă. Din nou greșesc cei de la Succes. Vedea cu o pasă greșită. Bulat și Cuba Jura sunt singurii marcatori de până acum.
Șefcișen. Puține schimbări făcute de cei de la Unisport. Nu l-am văzut astăzi pe Andronache, pe Andronic, pe Rotareu. Pe ambii Rotareu, de fapt, nu i-am văzut deloc pe teren. În cealaltă parte, Succesul a mai făcut ceva modificări pe parcursul celor 30 și ceva de minute care s-au scurs până acum. Vasilevski. Lebeda. Vasilevski, pasă în dreapta. Încercare de șut și este 2-1, să face 2-1 pentru Succes. Din nou aș spune că e o greșeală de apărare, dar în același timp și a golkeeperului Maxim Șefcișen. Prea ușor au șutat cei de la Succes, cei care marchează prin Dimitri Derenji. El este cel care marchează golul de 2-1 în minutul 6, a reprise secunde. Dimitri Derenji, un șut dincolo de mijlocul terenului, dar n-a fost un șut puternic, a fost un șut plasat doar la colțul lung, un șut fără prea mult efect și fără prea multă forță, însă parcă Șefcișen și cred că era acolo și Postolachi, au așteptat unul pe celălalt să respingă balonul și astfel se face 2-1, Bajura faultează și din nou Unisport în atac. Încercarea de șut acum a lui Postolachi, din nou greșită. Și avem un nou autogol, sau nu, a fost peste poartă, să vedem ce a fost. A fost peste poartă, iluzia optică a terenului m-a făcut să cred că este un nou autogol. Roșca la un pas de a-și trimite balonul în propria poartă. Lebeda. Nu știu greșit aici lui Lebeda, avea trei adversari în careu. Până la urmă să scoată lovitura de colț. Lebeda este cel care va repune balonul în joc. Mingea ajunge bine în spate, un șut total, însă greș, ratat al lui Alexander Krasilevski. Maxim Șefcișen. Antonovici la Postolachi. Postolachi, lung de linie către Bulat. Bulat întoarce înapoi la Postolachi. Șefcișen, convinge lungă a lui Șefcișen, acum la un pas acolo, îi aprinde Bulat, Bulat recuperează balonul în fața lui Krasilevski. Avem un duel între capitanul formației Succes și celălalt la Unisport. Vedem aici două coate date de Bulat. Bine, e în regulă, până la urmă procedeile din alte sporturi nu sunt interzise. Cel puțin asta nu e scris în regulament. Șefcișen din nou la balon. Riscă mult Șefcișen cu aceste țineri de minge până vin adversarii. Wow, wow, wow. Foarte, foarte agresiv e cei de la Unisport. Sau mai bine zis, foarte tare bară și să vedem dacă se validează acest gol. Să vedem dacă se validează acest gol, pentru că a fost un gol de cascadorii râsului. S-a validat golul, este 3-1 pentru Succes. Ai cascadorii râsului. Bună, o minge care a fost aruncată, cred că a fost aruncată de golkeeperul celor de la Succes, Ilius Gâlca. Mingea a ajuns în transversală, l-a lovit mai apoi în spate undeva pe Maxim Șefcișen. E un autogol al Maxim Șefcișen, cam asta ar fi istoria golului 3, dar se face 3-1 din minutul 9, a reprise secunde. Nu știu dacă putem să-l punem la lista de marcatorilor pe Ilius Gâlca, pentru că el a aruncat balonul cu mâna. Dar până la urmă balonul a lovit bara, a lovit mai apoi în spate pe Maxim Șefcișen. Să presupunem că și Iulius Gâlca a avut aici o atribuție foarte mare. Până la urmă Iulius este unul dintre cei trei golghetele ai formației Succes în această partidă. Trei greșeli mari pentru Unisport. Cam asta face diferența până acum pe tabela de marcaj. De cealaltă parte, Succesul s-a operat foarte bine, s-a operat organizat până în acest moment. Mai încercat Postolachi, să vedem dacă încearcă din nou un șut spre poartă, după ce Bulat în prima repriză a șutat total ratat. Șut bun acum al lui Postolachi. Bulat este acolo în care însă respinge foarte bine Krasilevski. Îl vedem pe Bulat nemulțumit, cere ceva de la arbitri. Mai multe goluri în cea de-a doua parte, cum spuneam și la începutul, la sfârșitul reprizei, primei reprize. Nu va rămâne tabela cu 1-0. Șefcișen pasează bine către Roșca. Roșca îl vede bine aici pe Postolachi. Puțin a trebuit lui Postolachi pentru a reduce din diferență. Ar fi trebuit să pună doar latul, nu să-i dea și efect. Pentru că i-a dat și efect, mingea s-a dus peste poartă. O uriașă ocazie pentru cei de la Unisport.
După cum vă spuneam, după această partidă mai avem încă două în direct la Moldova Sport de la Mini Fotbal, pe care astăzi avem și un meci din divizia națională de etapa 21 din campionatul intern, un șut greșit de celu Bajura, un șut cu stângul total ratat, nu că greșit. Postolachi îl ține pe Krasilevski și e fault pentru formația Succes, dar arbitrii lasă jocul să continue datorită avantajului. După cum spuneam, avem și o partidă astăzi în divizia națională, începând cu ora 15, așa că rămâneți alături de Moldova Sport, dar cum spuneam, de la ora 10 avem meciul dintre Bașcalia Chișinău și Big Complex Cojușna, meci care contează pentru Seria B, etapa a 9-a, după care avem și meciul Cărbuna cu Meridian Chișinău de la 11, meci ce contează pentru Seria A, etapa a 6-a. Bulat, pasă înapoi, Postolachi către propriul goalkeeper. Șefcișen, o minge din nou aruncată către același Bulat. Acest Bulat mi s-a părut, nu știu, puțin nervos în prima parte, dar și în cea de-a doua parte, fără prea multe reușite personale. Nu, aici stă absolut deloc în evidență acest jucător. Respingă cei de la Succes, însă Unisportul este din nou în posesia balonului. Antonovici greșește aici, dribbling-urile multe ale lui Antonovici, l-au făcut să greșească Bajura, foarte bine Bajura, Bajura putea șuta, pasează foarte bine Bajura, însă nu reușește Vieru nici să șuteze, nici să paseze înapoi, era acum Bulat într-un duel cu Krasilevski. Wow, ce intrare dură are Bulat. O intrare de cartonaș a lui Bulat asupra lui Nicolae Vieru. Poate primi și cartonaș roșu pentru această intrare, pentru că a intrat cu ambele picioare în față. Fără a mai juca balonul aici, nu cred că a mai dorit să mai joace balonul Daniel Bulat, decarul formației Unisport. A fost și un cartonaș pentru Bulat, doar cartonaș galben, deși cum spuneam a meritat și cartonaș roșu. Nu se fac astfel de intrări, în special la mini-fotbal și în special într-un turneu în care cele două formații nu mai contează pentru promovarea în seria națională. Până la urmă, Succes își vede treaba lor, au reușit să marcheze de 3 ori, acum se apără foarte bine, iar cei de la Unisport nu reușesc să reducă din diferență. Cu aproximare au mai rămas cam 13 minute și se face 4-1 pentru formația Succes. O nouă șută de la distanță, o nouă greșeală de apărare pentru Unisport, iar scorul este 4-1 pentru formația Succes. A reușit să marcheze Andrei Litra, numărul 5, este cel care reușește să-și treacă și el numele pe tabela de marcaj. 4-1 Succes Unisport, cum spuneam, Andrei Litra reușește și el de dincolo de mijlocul terenului să marcheze. Și din nou o greșeală de portar, ar zice aici, din nou un șut fără prea multă forță. Nu au forță aceste șuturi a celor de la Succes. Acum înțeleg de ce cele două formații sunt undeva la mijlocul clasamentului. Bine, acest lucru este și datorată faptului că foarte multe formații care se află pe poziții mai jos au mult mai puține partide. De exemplu, în comparație cu Unisport, toate echipele au câte 2, 1 cel puțin, meciuri mai puține, sunt unele care și 3, și îți vorbesc de echipele de la locul 8 în jos. De cealaltă parte, Succesul la fel are mai multe meciuri decât formațiile care sunt în subsolul clasamentului. Dacă s-ar fi jucat toate meciurile, cine știe, poate ar fi avut un mare derby la retrogradare. Recuperează Succesul. Până acum, pentru cei de la Succes, a reușit să înscrie Dmitri Derenji, Andrei Litra, Ion Bajura și un autogol a fost la Maxim Șefcișen, dar îi dăm credit lui Iulis Gâlca, pentru că el, de fapt, a influențat cel mai mult acea fază. De partea cealaltă, Daniel Bulat este singurul marcator. 4-1 continuare între Succes și Unisport. 15 minute scurse și din cea de-a doua repriză. Suntem în minutul 41 deja, iar așa avem o fault din partea stângă pentru Unisport. Fault care va fi executat de Sergiu Antonovici. Antonovici, care trebuie remarcat în această partidă, se descurca destul de bine, este poate singurul jucător de la Unisport care a jucat bine și ori în acest meci. Un fault însă care se scurge paralel cu poarta apărată de Iulius Gâlca. Rusovski, pasă bună lui Rusovski către Bajura, se apără însă foarte bine acolo numărul 3, Dimitri Postolachi. Aia!
pasă prea lungă către Ion Bajura, cel care nu reușește să oprească balonul. Șefcișen care poate fi acuzat de unele goluri. Și aici vorbim de golul la 3-4 și primul. 3 goluri din 4 puteau fi scoase. Bine, și al doilea gol se putea fi scos, însă parcă neatent portarul celor de la Unisport. Șut acum destul de bun al lui Vadim Bajura. Bajura pasează în spate. Celălalt Bajura, în jucare de centrare, însă nu reușește să ia balonul Lebeda. Grusovski. Pasă bună a lui Grusovski, poate fi 5-1. Dar un șut pe direcția portarului Maxim Șefcișen. Grusovski. Din nou Șefcișen respinge balonul. Era și momentul să facă aceste lucruri. Era și momentul să iasă puțin în evidență și portarul celor de la Unisport. Un șut peste poartă acum a celor de la Succes în continuare, 4-1. Am intrat în ultimele 10 minute ale acestui meci. 10 minute în care nu cred că se mai pot schimba multe, doar scorul de pe tabela de marcaj. Acum contează care va fi diferența de la final. Cred că Succes va învinge în acest meci, deși acum Grusovski pierde balonul. Oricum nu au forța cei de la Unisport, cel puțin până acum nu i-au luat impresia care avea forța de a reveni în aceste ultime 10 minute. Șefcișen. Postolachi. Postolachi într-un duel Grusovski. Reușește Postolachi să ia prin planul. Revine însă Grusovski și faultează. Din nou Bulat se apropie de balon, vine și Roșca acolo. Bulat a avut un prim șut în prima repriză, un șut total ratat atunci. Bulat. Un șut interesant al lui Bulat, un șut interesant pe jos, însă mingea lovește plasa laterală. Mai bun acest șut și este, nu este 5-1, foarte bună intervenția lui Maxim Șefcișen. Maxim Șefcișen scoate incredibil balonul trimis de Nicolae Vieru. Foarte bine a scos Șefcișen la această fază. Șut acela de la Succes, din nou Șefcișen scoate mingea din drumul ei către poartă. Două intervenții bune în ultimul minut pentru Șefcișen, cel care încearcă acum și un dribling. Ajunge până la mijlocul terenului portarul celor de la Unisport, în duel cu Nicolae Vieru. Ar fi fost pericol dacă ar fi pierdut balonul. Și ar fi avut și toate greșelile posibile de portar din acest meci. Șefcișen, foarte bine voltează acest balon către Roșca, dar mingea a părăsit suprafața de joc. Grusovski. Cred că ar fi trebuit cei de la Succes să șuteze mai mult de la mijlocul terenului. Am văzut că de fiecare dată când au făcut o minge a intrat în poartă. Trei goluri marcate astfel de formația antrenată de Dmitri Grusovski. Fault făcut acolo de jucătorii de la Succes și Unisportul va avea balonul. Șefcișen. Da,
Concentrarea acum periculoasă a celor de la Unisport. Retrimite balonul care e Postolache. Bulat, îl vedem acum, pierde mingea și o. Cred că a fost o talpă. O talpă dură pusă de Roșca. Eu am văzut o talpă de aici. Arbitrii cred că la fel au dictat fault în favoarea formației Succes. Vedem epuizată și pe acest Igor Roșca, numărul 11 de la Unisport. Au alergat mulți jucători de la Unisport care spuneam că nu au făcut nicio schimbare în această partidă. De cealaltă parte, cei de la Succes mai mereu au trimis un nou 5 în teren pentru a avea mai multă energie. Șefcișen. Care e bun acum lui Șefcișen. Dar nu reușește acolo Antonovici. Se trimite balonul către un coechipier. Am mai rămas cu aproximare 3 minute și 30 de secunde din această partidă. Succes Unisport 4-1 în continuare, după ce reușeau la pauză să conducă cu 1-0 cei de la Succes. În repriza secundă Unisportul a egalat, cam apoi să se desprinde pe tabela de marcaje cei de la Succes în doar câteva minute. Multe greșeli de apărare pentru Unisport, multe greșeli în poartă pentru Șefcișen. Asta a făcut acest rezultat să fie acum înregistrat pe tabelă și un șut acum al lui Grusovski, un șut peste poartă. După cum spuneam, Unisportul din startul partidei, chiar că am început comentariul, am zis că această echipă parcă nu a venit atât de montată pentru a câștiga cele 3 puncte din acest meci. De cealaltă parte, Succes parcă și-ar fi dorit mai mult. O greșeală a lui Șefcișen din nou. Grusovski foarte bine îl evită pe Bulat. Pasă bună al lui Grusovski pe mijloc și un nou șut ratat a celor de la Succes. Postolache, o pasă bună a lui Postolache în spate, Antonovici acolo. Nu prea am văzut faul la această fază, parcă jucase în la mingea Antonovici și el ne-a mulțumit de decizia centralului. Paunul la cei de la Succes. Țin mai mult de un minut din această partidă și greșesc cei de la Unisport Roșca, a încercat aici o fază spectaculoasă. Balonul însă a fost trimis către un adversar. Daniel Tofan era acolo. Respinge bine Roșca din fața lui Vadim Bajura. Roșca e puizat, de fapt toți jucătorii de la Unisport avea 7 fluierul de final. Foarte bine aici combină jucătorii de la Succes, o fază frumoasă a celor de la Succes și din nou Roșca cu un ultim efort reușește să respingă. Grusovski foarte bine trece în partea dreaptă, Grusovski însă își prelungește prea mult balonul și mingea ajunge în posesia celor de la Unisport. O fază frumoasă a făcut acolo în careu și de doi jucători de la Succes. O nouă alunecare bună de această dată a lui Antonovici. Antonovici tatonat de doi adversari. Antonovici aruncă în spate către Șefcișen, din nou Antonovici.
Și au dorit mai mult victoria cei de la Succes, plus greșelile de apărare a celor de la Unisport, au făcut rezultatul de 4-1. Reamintesc că scorul a fost deschis în minutul 10 de Ion Bajuna, mai apoi egalat Daniel Bulatca, într-un final Andrei Litra, Dimitri Derenje și Iulius Gâlca, ajutat de Maxim Șefcișen, se ducă scorul la 4-1. Deja s-au scurs cele 50 de minute din această partidă și se aude și fluierul de final a celor doi centrali, Vasile Davija și Boris Cojocari. Foarte curând auzim și cum meci din Serie AB dintre Bașcălia Chișinău și Big Complex Cojușna. Până atunci vă aduc la cunoștință că Succes a trecut de Unisport cu 4-1.